Vâldul și municipiul Craiova în Parlamentul României și mă bucur să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră la un moment care evocă o asemenea personalitate. Un cavaler al lui Hristos, un om care acum 550 de ani făcea istorie nu doar pentru Albania, ci pentru toată Europa creștină. Contemporan cu Iancu de Hunedoara, același atlet al lui Hristos, Skanderbeg punea Albania pe harta Europei de atunci. Crea ideea de fatalitate și suntem astăzi la Craiova să evocăm un om care pentru prima oară a pus Albania pe harta Europei. Tot de aici, de la Craiova, 100 și ceva de ani mai târziu, Mihai Viteazul punea bazele primei uniri naționale a românilor. Chiar dacă peste sute de ani acest moment magic a devenit concret, acum suntem la 550 de ani de proslăvire a eroului albanez și la 100 de ani de istorie a statului național român, așa cum îl avem astăzi. La mulți ani România și la mulți ani Albania!